Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Gabi Porumbacu. Are și nume, frate, Sina, că ea stă numai acolo, știi? Bună seara! Bună seara. Pe unde zboară porumbeii? Bună seara! Săruna! Mamă, iar a venit păluga asta, vor spune mulți. Dar nu-i nimic, că aveți dreptate. Am venit data trecută, v-am spus despre cât de nasol e să fii înalt. Acum, ce să vă mai spun? Că se poate și mai rău? Se poate. Până acum câțiva ani, eram o frumusețe de 1,85 m și 130 de kilograme. Da, se poate și mai rău. Spaima mobilei. Iar a venit asta să se plângă. La ce-ți mai trebuie să te plângi că ai slăbit, ești actriță? Da, într-adevăr am slăbit. Și arăt mai bine și am mai multe șanse și pot să mă duc la mai multe castinguri. Și la ce castinguri să mă duc? Pentru ce rol? Dacă eu nu trec de etapa stabilirii genului. Bună ziua, am venit să dau și o probă. Pentru ce rol? Păi sunt două, e femeia și bărbatul. Păi de asta vă întreb. Ce să joc, Julieta? Să bea la o travă de la prima scenă? E mai rău ca mine la ea. Acum îmi dau și-o seama. O singură dată am fost și-o chemată la un casting să dau o probă pentru rolul lui Isus. Ce? Pentru? Se pare că avem lucruri în comun. Nu ne mai vin hainele că ne-am înălțat. Probabil sunteți foarte curioși. Ce s-a întâmplat după ce am apărut la Iumor? Ia. Yeah. Da. Nu interesează pe nimeni. N-are nimic, eu tot vă zic. Nu eram nimeni. Au început să mă caute foarte mulți bărbați. Care mai de care mai glumeți? Vreau să mă urc pe tine și să sar în gol. Corect. Unul m-a invitat să servim o cafea. Foarte frumos. Două ore mai târziu, m-a angajat ca ospătar. Dar nu mi-a rezistat mult, bineînțeles, și m-a rugat să luăm masa în oraș. O oră mai târziu, ai, Gabrielo, degeaba ai 2 metri, trage de ea dacă nu poți o cari. Da. Și acum mă înțelegeți de ce mi-am permis pe unii să-i refuz. Nu, de altă dată, ce dracu, tot farmecul. Auzi, auzi, ai chef de una mică? Dar nu înțeleg de ce o spui ca și cum ai avea și alta mai mare. Ea nu mai fi arogantă, mă. Decât ca tine urâtă și proastă, mai bine proșurât ca mine. Ce, mă? Corect, asta da. Foarte corect. Dacă ești urât și prost, mai bine să fii băiat. Și apoi, te crezi deșteaptă? Vezi că ești ca salvamarul la olimpiadele de not. Adică degeaba. Iar tu ești ca preludiu cu unul ca tine care o are mică. Adică degeaba. Și m-am enervat și am stat 3 ore să mă fac frumoasă, cât s-a putut. M-am aranjat, m-am coafat, m-am machiat și am zis, ia să încerc și invers. Ia să-l abordez eu pe unul. Și am trimis o poză. Cât ți-a luat să arăți așa? Vreo 3 ore. 3 ore și ți-a ieșit un... Foarte mult. Mie măcar mi-a ieșit după 3 ore. Măta săraca s-a chinuit 9 luni. Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin. Până acum cam greu. Acum trebuie să recunosc că nu e dracu așa negru. Am avut și eu câțiva iubiți, vreo 7. 3. Puțin. Bă, iartă, mai vorbit de și a venit o muscă. Da, vă spuneam că am avut și eu câțiva iubiți. În realitate au fost 2. Dar țin minte și acum, prima dată când mi-a frânt inima un băiat. Eram în perioada aia când rețineam foarte multă apă în corp. Adică mâncam foarte mult ca vaca. Se depozita peste tot și nu mai avea pe unde să iasă apa. Pe scurt, eram în liceu. Și cum mă pregăteam eu să intru, să încap pe ușa la intrare în liceu, suc turnat în cap de la etaj. Plânsă toată îl sun pe iubitul meu și zic, uite măi ce am pățit, niște copii răi mi-au turnat suc în cap și ți-au dat și o șaurma, banii ăștia. Și normal,
că au început să mă întrebe toți, băi, dar de unde atât ghinion? Ai spart vreo oglindă sau ce s-a întâmplat? La care mama, ia ca ea, dar nouă că ni s-a spart prezervativul. Deci e din familie, ca asta mă întrebam de unde atâta... Nu. No. De aici probabil și răspunsul lui tata atunci când am întrebat, măi tată, tu ai avut vreodată vreo întrebare fără răspuns? Da, tată, cum să nu? Le-a spus doctorul că să avem o fetiță și ai apărut tu. Normal că am început să am dubii, nu? Să mă întreb, bă, oare o fi adoptată? Și crezi că te alegeam pe tine? Asta e bună, rău. Asta este foarte bună. Contracție, nu glumă. Parcă lipsește energia. Cu toate astea, eu tot vreau să le mulțumesc. Mulțumesc, mama, pentru tot ce m-ai învățat. Mulțumesc, tata, pentru sâni. Și cu astea fiind spuse, vreau să vă zic că îmi iubesc părinții foarte mult și știu că și ei pe mine, iar voi fiți cum vreți voi să fiți, dar nu ca mine. Mulțumesc! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!